Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi, 23 octombrie, vorbim despre viața Sfântului Apostol Iacob, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului. Sfântul Iacob a fost fiul Sfântului Iosif, logodnicul Preacuratei Fecioare. Din tinerețile sale, iubind viața aspră, niciodată n-a mâncat bucate sau un de lemn, ci numai pâine. De asemenea, nici vin sau vreo altă băutură alcoolică n-a gustat decât numai apă. În baie n-a intrat și toată odihna trupească a lepădat-o, apoi pe trup avea întotdeauna o haină aspră de păr și toate nopțile le petrecea în rugăciuni, dormind foarte puțin, iar din pricina deselor plecări de genunchi se asprise pielea ca a cămilelor. Apoi, a păzit curăția fecioriei sale fără de prihană până la sfârșit, pentru că el se numea fratele Domnului, iată ce se scrie. Că Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, născătoarea de Dumnezeu, avea 4 feciori cu femeia lui cea din tâi, pe care o chema Salomea, fiica lui Ageu, fratele lui Zaharia, preotul, tatăl lui Ioan Botezătorul. Acești feciori erau Iacob, Simeon, Iuda și Iosif. Mai avea și 3 fiice, Estir, Maria și Salomea, care era femeia lui Zebedeu și mama apostolului Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu. Murind Salomea, femeia lui cea din tâi, Iosif trăia cu multă înțelepciune, crescându-și copiii săi în frica Domnului și într-o învățătură a poruncilor legii. Și lui Iosif, ca unui bătrân înțelept, preoții i-au logodit pe Fecioara Maria, din care s-a născut Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl, mai presus de fire. Iosif ținea loc de tată Domnului nostru Isus Hristos, cum era numit de mulți care nu știau taina întrupării Fiului lui Dumnezeu și care era socotit că bărbat al pururea Fecioarei Maria, născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, iudeii, mirându-se, ziceau: „Nu este acesta feciorul lui Iosif, tezlarul? Oare nu se numește mama lui Maria și frații lui Iacob, Simon, Iuda și Iosif, și surorile lui nu sunt toate 3 la noi? Deci, Mântuitorul nostru este socotit ca unchia apostolului Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, care era fiul al Salomeei, fiica lui Iosif, logodnicul. De aceea se numea Domnul fiul lui Iosif și frate după trup al fiilor acestuia, pentru că împreună cu ei a viețuit. Pentru aceea și Iacob s-a numit fratele Domnului după trup. Iar când s-a întrupat Hristos Domnul și Preacurată Fecioara Născătoare de Dumnezeu, a fugit cu dânsul în Egipt. Atunci și Iacob a fugit cu dânsii, călătorind împreună cu Maica Domnului și cu Sfântul Iosif, tatăl lui. Ajungând dumnezeiescul prunc, Iisus Hristos, la vârsta desăvârșită și învățând pe popoare împărăția lui Dumnezeu, dovedind că El este adevăratul Mesia, Sfântul Iacov a crezut în El și, ascultând dumnezeieștile lui cuvinte, mai mult s-a aprins cu inima spre dragostea lui Dumnezeu, începând a duce o viață mai aspră. Acum avea și dânsul de la Domnul său împrumutul dragostei, care a fost dovedită prin faptul că după patima cea de bunăvoie și învierea Domnului s-a arătat întâi lui Iacob, fiul, iubitul său frate, apoi celorlalți apostoli. De acest lucru pomenește Pavel zicând: „Iar după aceea s-a arătat lui Iacob, apoi tuturor apostolilor. De toți a fost numit Sfântul Iacob drept, căci toți vedeau viața lui cea bună și plăcută lui Dumnezeu, fiind numărat în ceata celor 70 de apostoli. Apoi însuși Domnul nostru Iisus Hristos, așezându-l episcop, l-a învățat sfințita lucrare. Acestui întâi arhiereu și păstor i s-a încredințat biserica Ierusalimului, cea din nou luminată.
Acesta a alcătuit mai întâi și a scris liturghia fiind povățuit de Sfântul Duh, liturghie pe care mai târziu Sfântul Vasile cel Mare, apoi Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru neputința omenească, au scurtat-o. Sfântul Iacob, păscând turma lui Hristos în Ierusalim, pe mulți evrei și elini i-a întors la Domnul prin învățătura sa și i-a povățuit la calea cea dreaptă. Apoi a scris sobornicească epistolă către cele 12 seminții ale lui Israel, pline de învățătură insuflată de Dumnezeu și foarte folositoare, cu care se laudă toată Biserica lui Hristos, îndemnându-se la credință și la fapte. Iar pentru viața sa cea îmbunătățită, Sfântul Iacov avea mare cinste de la toți, nu numai de la credincioși, ci și de la necredincioși, pentru că arhierei evrei, cei ce intrau în Sfânta Sfintelor, numai odată într-un an, când săvârșeau slujbe, pe Sfântul Iacob adeseori nu-l opreau să intre acolo și să se roage. Pentru că vedeau viața lui cea curată și neprihănită, de aceea i-au mai dat un nume lui, Obli sau Ofli, adică îngăduire sau întărire oamenilor, sau decât toți mai drept îl numeau pe el. Drept aceea, Sfântul intra în Sfânta Sfintelor nu numai ziua, ci și noaptea, și căzând cu fața la pământ, aducea rugăciuni cu plângere lui Dumnezeu pentru toată lumea. El era iubit de tot poporul pentru sfințenia sa, încât mulți iudei dintre cei mai bătrâni au crezut învățătura lui și toți cu plăcere l-ascultau și se adunau la dânsul. Unii ca să asculte cuvintele lui, iar alții dorind să se atingă de marginea hainelor lui. În acea vreme era arhiereu Anan. Văzând farisei și cărturarii că tot poporul ascultă învățătura lui Iacob și că mulți se întorc la Hristos, au început din invidie a se înfuria împotriva Sfântului și gândeau rău despre dânsul, vrând ca să-l ucidă. Deci s-au sfătuit să-l roage ca să întoarcă poporul de la Hristos și, dacă n-ar vrea să facă aceasta, atunci să-l ucidă. Sosind praznicul Paștelui, când poporul din toate cetățile și laturile s-au adunat în Ierusalim, iar Fest, care a izbăvit pe Pavel din mâinile iudeilor și l-a trimis la Roma, murise și încă nu venise de la Roma alt stăpânitor în locul lui, atunci cărturarii și farisei au înconjurat pe Sfântul Iacob în biserică zicându-i: rogumuneție, dreptule, ca în ziua aceasta de praznic, în care s-a adunat de pretutind de mulțime de popor, să faci o învățătură către toți, întorcându-i pe ei de la credința în Iisus, prin care s-au înșelat mulți, numindu-l pe dânsul Fiul lui Dumnezeu, și să-i înveți pe ei să nu se rătăcească, căci noi toți te cinstim pe tine și cu tot poporul te ascultăm și mărturisim pentru tine cum că tu iubești adevărul și nu cauți în față. Deci să sfătuiești pe popor ca să nu se înșele cu Iisus cel răstignit. Rugămuneție, ridică-te pe aripa cea înaltă a bisericii ca tot să te poată vedea și auzi, căci precum vezi este multă lume adunată din toate părțile. Acestea zicându-le au suit pe Iacob pe aripa bisericii, iar ei au strigat către dânsul cu mare glas: prea dreptule bărbat, noi toți suntem datori a te asculta, spune-ne nou adevărul, cum înțelegi tu învățătura lui Iisus cel răstignit, căci popoarele noastre rătăcesc în urma lui. Iar Sfântul cu glas mare a zis: ce mă întrebați pentru Fiul omului, care de voie a pătimit? S-a răstignit, s-a îngropat și a treia zi s-a sculat din mormânt? Iată, el acum șade în ceruri, de-a dreapta puterii celei prea înalte, și iarăși va veni pe norii cerului ca să judece vii și morții. Aceste cuvinte, auzindu-le popoarele, s-au bucurat foarte mult de mărturia lui Iacob, care a spus-o pentru Iisus Hristos, și au strigat într-un glas: mărire lui Dumnezeu, Osana fiului lui David! Iar farisei și cărturarii au zis:
rău am făcut dându-i voie lui Iacob să grăiască pentru Iisus, căci iată, popoarele mai mult s-au tulburat. Evrei, umplându-se de răutate, l-au aruncat de pe aripa bisericii pentru înfricoșarea poporului ca să se teamă și să nu creadă cuvintele lui Iacob. Apoi au răgnit foarte tare zicând, oh, oh, dreptul s-a înșelat. Sfântul Iacob, căzând de la înălțime, s-a rănit greu, dar încă era viu și ridicându-se în genunchi și-a înălțat mâinile sale și se ruga zicând, Doamne, iartă-le lor păcatul acesta, că nu știu ce fac. Iar ei au aruncat cu pietre asupra lui și îl răniră și mai mult. Apoi un preot din fiii lui Rahav a strigat, încetați, ticăloșilor, ce faceți? Dreptul se roagă pentru voi, iar voi îl ucideți pe el? Atunci, îndată, un om, alergând cu un lemn, s-a repezit la sfânt și, lovindu-l cu toată puterea în cap, l-a zdrobit încât i-au ieșit creierii. Și într-o această mucenicească pătimire și-a dat duhul, iar sfântul său trup a fost îngropat acolo, aproape de biserică. Credincioșii l-au plâns mult pe dânsul, căci a fost episcop în Ierusalim 30 de ani, iar la 66 de ani ai vieții sale a pătimit pentru Hristos Domnul, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări!